Da, vă ascultăm cu drag. Bună dimineața. Bună dimineața. Un început de săptămână așa cum ar trebui să fie, realist și spirit practic. Punem țara la cale, ne organizăm, facem astfel încât să avem sărbătorile cum ne dorim. Iată ce anunț astăzi pentru cele 12 zodii. Perfect. O zi animată, cu destule noutăți la serviciu sau în afaceri. Veți testa receptivitatea altora la ideile voastre recente și, dacă nu sunteți mulțumiți acum cu răspunsurile dorite, se pare că veți căuta să le mai rafinați sau să le adaptați. Sunteți convinși de valabilitatea acestora. Taur. Zile frumoase, ambianță plăcută. Se bucură colegi și cunoscuți de compania voastră. Vor să vă audă. Sunteți căutați fie și pentru un sfat. Ar vrea cineva să știe dacă ați reflectat la o idee de a face sau la o propunere pe care v-a făcut-o recent. Gemeni, vă faceți poate niște calcule și începeți chiar să puneți deoparte pentru mici cadouri sau cheltuieli suplimentare ce pot apărea în perioada următoare. Activitate febrilă la început de săptămână. Puneți acum în aplicare idei și schimbări pe care le-ați gândit în ultima perioadă. Rac. Bucurie pentru revederea cu cineva cu care simțiți că puteți să formați un cuplu sau o alianță, după cum este cazul. Sau poate că se face acum un prim pas spre revenirea la normal într-o relație după o neînțelegere de mai zile trecute. Reapare zâmbetul pe fețele voastre. Leu, bună productivitate, chiar dacă este vorba și despre lucruri care nu vă fac prea mare plăcere. Sunteți conștienți că fără ele nu se pot face progrese în planurile voastre. Oricum, o bună stare sufletească și fizică. Sunteți motorul colectivului din care faceți parte. Fecioară, un ritm alert la început de săptămână. Apar tot felul de vești, de zvonuri ce ridică semne de întrebare. Veți ști însă să luați lucrurile încetul cu încetul și să le acordați exact atenția pe care o merită. Grijă, preocupare și alergătură pentru cei dragi, copii, părinți. Balanță. Rămân niște lucruri de rezolvat în casă, eventual să ajungeți la un magazin ca să vedeți cum arată în realitate acele lucruri pe care le-ați văzut pe net. Posibil să primiți o vizită spre seară, scurtă și plăcută, și eventual un cadou, o atenție. Scorpion. Veți merge drept la țintă cu ideile, cu observațiile și propunerile voastre, astfel încât este posibil să obțineți un acord, o semnătură, un preț convenabil. Este o săptămână cu multe drumuri de făcut, iar un telefon dat astăzi poate ușura în mare măsură programul care urmează. Săgetător, foarte posibil să începe săptămâna cu dreptul în plan financiar. Vin spre voi bani așteptați de ceva vreme după demersul și telefoane. Și poate că vă faceți acum un plan sau o listă de cheltuieli ca să nu rămâneți fără fonduri exact când veți avea mai mare nevoie de ele. Capricorn, vă mirați poate de telefoanele primite, de cei pe care îi întâlniți acum și mai ales de cei care vă caută. Este posibil să primiți acum răspunsul care părea că nu mai vine. O invitație la o întâlnire de breaslă sau să vi se o facă o plată. Vărsător, se pare că veți lăsa să mai treacă ceva timp, vă informați așa cum trebuie înainte de a lua o decizie, iar ritmul zilei pare să vă dea dreptate. Puțin probabil să apară urgențe, mai degrabă este vorba despre întâlniri protocolare sau chestiuni cu care sunteți deja obișnuiți. Pești, o zi plăcută. Vă invită cineva la o cafea, la un prânz și veți constata că a meritat să vă rupeți o parte din timpul vostru. Este o perioadă alertă pentru voi. Apar oportunități neașteptate, schimbări neanticipate la demararea unui proiect sau la numirea într-o funcție. Să avem o zi bună! Așa. Mulțumim. Să fie, să avem o zi excelentă și dacă nu l-ați ascultat acum cu atenție pe domnul